Ce vreau să vă mai arăt, o chestiune tot legată de conducerea normală și de bun simț, că nu tot timpul suntem pedala la podea și nu în toate situațiile depășim cu pedala la podea. Deci sunt situații, eu o să simulez acum, nu neapărat o să depășesc, deci doar o să imit o treabă din asta. Sunt situații în care vrei să depășești fără să accelerezi exact, din rațiuni de consum, habar n-am, pentru că din față nu vine nimeni sau ești pe autostradă și nu ai risc de vehicul care vine din sens opus și atunci pur și simplu depășești, mai băbești așa. Să vedem cum se mișcă mașina și în condițiile astea. Deci treapta a patra de la 100, de exemplu, pedală la jumătate. Aproximativ la jumătate, vă dați seama că încerc și eu să... Mi se pare că se mișcă excepțional. Excepțional. Cu pedală la jumătate. Da? Uitați-vă ce frumos. Deci chiar am făcut, am depășit două mașini acum. Uitați-vă ce frumos, ce... cum să spun. Vedem și frâna de motor în treapta a patra. Ne ducem înapoi la 100. Schimbăm a 5-a și facem același lucru și în treapta 5-a, da? Deci suntem la 100 de km pe oră. Semnalizăm și pedala la jumătate. Știu, e plictisitor cu ecranul ăsta, cu bordul, că mai zice câte unul, domne, dai ore în șir cu bordul ăla, la ce ne folosește? Nu, ați greșit site-ul, ați greșit canalul, mergeți în altă parte. Aici e pentru oameni care vor să-și cumpere mașini, nu pentru, e pentru toată lumea. Foarte frumos merge, inclusiv, deci a patra și a cincea te umpă suflet cum, deci atât de liniar și frumos încât n-ai ce să comentezi, deci n-ai, conduceți. Mie asta nu mi-a plăcut niciodată, omul care comentează fără să conduc. După, merge și voi. Eu n-am comentat de mașina asta până n-am mers cu ea. Și azi suntem și în a șase. Deci, repet, pedală la jumătate. Da? Culmea, la pedală la jumătate mi se pare că se duce mai frumos decât cu pedala la podea. Deci asta e a șasea cu pedala la jumătate. Deci mașina merge o frumusețe, mă unge pe suflet. Pur și simplu, gândiți-vă ce mașini conduc eu și ce mașină am zi de zi. Și încă o dată, o mai spun, nu m-a plătit Dacia niciodată și nici nu o să o facă. Eu aș vrea. Îi invit pe această cale să mă plătească, că eu nu o să-mi schimb obiectivitatea. Deci, uite, ce să vrei de la mașina asta? Ce să vrei? Pur și simplu, merge prea bine. Incredibil merge cu motorul ăsta și avantajul mare este și autonomia. Gândiți-vă că te duci și faci un concediu, nu știu, în Grecia. Că am văzut că e la mod acum, în România nu se mai duce nimeni și nici eu nu m-aș mai duce, sincer să fiu. Asta e o altă discuție. Păi te duci cu asta până în Grecia fără nicio problemă. Nu trebuie, nu alimentezi, nu faci nimic, pleci de acasă. Ți-ai făcut un plin de GPL la Giurgiu și un plin de benzină la Giurgiu și ai 1600 km, 1700 km. Nici nu știu cât am făcut. Dacă vreți să ne uităm. Deci sunt pe ce sunt acum? Pe benzină. Ia să vedem unde eram noi aici la 6.6. Mai am autonomie 300 pe benzină. Am făcut 475. Deci înseamnă cât? 475 și cu 300, 775, da? Deci benzină, atenție, 775 pe benzină. Și mă mut acum pe GPL. Și ce am făcut pe GPL? Am făcut 307
Nu. Sper să nu le încurc. Deci cred că totalul de kilometri pe care l-am făcut eu totuși e ăsta, 782. Deci am făcut 782 și mai am 300 pe benzină, deci ar veni 1082. Și mai am 130. Deci cam 1000. Deci la ritmul meu și ce am făcut cu ea și așa, cam 1200 de kilometri. Merge. Merge, e bine. A. Să rămânem pe GPL și să încercăm să facem și pe GPL aceleași reprize cu pedala la jumătate, ca să vedem totuși ce frumos merge mașina asta. Deci 100 de kilometri pe oră în treapta a patra, pedala la jumătate. Să ne mutăm totuși pe vitezometru ăsta, că am uitat să ne mutăm. O mai luăm o dată, nu e o problemă. Parcă zgomotul e o idee mai mare pe gaz, nu știu de ce. Deci foarte interesant, adică merge mai rotund pe gaz, relantiu e mult mai frumos pe gaz, probabil că merge și mai rapid pe gaz, că n-ai 100 de cai, dar zgomotul la zona de turație maximă e mai mare pe gaz. Deci încă o dată, 100 de km pe oră în a patra, pedală la jumătate. Foarte bine merge. Nu tai alimentarea, nu faci nimic. Deci, a, bun, putea să avem un roșu și noi acolo. Era de bun simț la banii ăștia, dar asta e. Cum era în bancul ăla cu scoțianul, scoțianul întreabă pe fiul lui: ia zi-o, băiatul, dacă găsești pe jos o bancnotă 50 de lire și o bancnotă 500 de lire, pe care o iei? Și scoțianul mic, copilul, zice: cum, tata, o iau pe aia de 500. Scoțianul bătrân scarpină în barbă și zice: dar de ce nu le iei pe amândouă? Deci cam așa suntem și noi. Dom'le, am înțeles că mașina e low cost așa, dar putea să aibă și aia, și aia, și aia, de ce nu? A cincea, la 100 de km pe oră, foarte interesantă treaba asta că ține cruzul automat, deci nu trebuie să-i dai rez. Îmi place mult asta și eu, nu multe mașini au, care costă dublu față de jogger-ul ăsta, îmi vine să zic Logi. Deci 100 treapta 5-a, pedala la jumătate. Ținuta de drum excepțională, deci nu ai ce să comentezi. La viteză mare, îmi amintesc când făceam cu Daciile mele vechi 150-147 pe... Nu existau telefoane atunci ca să te filmezi sau ceva. Și mi se părea și spuneai la prieteni: bă, am prins, fiecare spunea: mama, am prins cu a mea 150, du-te bă de aici că nu există așa ceva. Și sigur, când prindeai cu Dacia 147, vibrau toate alea în ea și era valea plângerii. Astea noi sunt altceva, deci modelele noi de la Dacia nu mai simți viteza, nu mai... Da, e un pic mai mare zgomotul în mașină, zgomotul ambiental, dar cum se simte mașina, ce siguranță are și cum... Îmi place, adică recunosc că progresul se vede. Și treapta șasea, pe GPL, pedala la jumătate. Apropo de greieraș, Daciile noi au niște involuții, să spunem, probabil involuntare, nu s-a vrut asta, dar asta s-a întâmplat față de primul model de Logan, când bordul era făcut dintr-o bucată și nu prea aveai ce greierea să ai, că n-aveai de unde.
Da, deci iată, un 160 cu pedala la jumătate și acum încetinesc. Deci față de primul Logan, care avea o suspensie extrem de adaptată drumurilor românești, dar care era un compromis la viteză, simțeai că ai fi vrut altceva. În schimb, pe drumuri accidentate, confortul era regal. Aici, la modelele astea ultime, inclusiv la jogger, se simte schimbarea de paradigmă. Mașina e gândită să meargă și mai tare. E pe o platformă care permite și motorizări de putere 140 de cai sau mai mult. Și acest lucru aduce cu el un pic niște dezavantaje. Nu mai este atât de adaptată mașina pe drumuri accidentate. Adică este puțin mai rigidă și mai scuturătoare decât erau Daciile în general. Dacia se știe, cu Loganul intrai pe câmp, n-aveai nicio treabă, deci nu te deranja, nu. Intri și cu joggerul, dar e mai brutal un pic. În schimb, ținuta de drum la viteză și pe viraje este superioară. Un alt dezavantaj care vine tot din treaba asta, făcându-se acest design interior și nu s-a mai făcut bordul dintr-o bucată, ci sunt mai multe zone legate între ele prin diverse sisteme de prindere, plus rigiditatea, că de-aia spun că are legătură și cu faptul că mașina e un pic mai rigidă pe suspensii deliberat, se întâmplă că mai greieraș, nu din ăștia deranjant, așa, dar mai se simte un trosnet colo, mai prin portbagaj, mai prin, da, adică nu e impecabilă cum era odată Loganul ăla cu bordul într-o bucată, că ăla n-avea ce să miște, că era o singură bucată bord. Aici mai se simt niște chestii. Facem un 0-100 pe benzină. Bine se simte mașina, deci cel puțin așa, în configurația asta de două persoane și ceva bagaje, nu cred că poate să fie cineva nemulțumit de cum se mișcă, nu cred, adică nu știu ce mașină aveți sau ce mașină, la ce mașină aspirați, dar pentru ce vrea să fie joggerul ăsta, după părerea mea, se mișcă mai mult decât rezonabil. Și un 0-100 pe GPL. E treapta a patra, frână de motor. Pare rezonabilă frâna de motor în treapta a patra, dar pe Transfăgărășan am văzut că nu, adică față de o benzină 4 cilindri sau față de un diesel, unde aș fi putut să cobor Transfăgărășanul fără să calc frâna, aici nu. Deci la, în cazul ăsta nu, trebuie să ajuți cu frâna în destul de multe momente și asta nu-ți place, adică ăsta e dezavantajul unui motor mic în 3 cilindri. Pentru că dacă ar fi fost, de exemplu, un 1.2 sau un 1.4 în 3 cilindri sau 1.5 în 3 cilindri, că sunt și 1.5 în 3 cilindri, ar fi avut o frână de motor totuși mai bună. Să vedem și sistemul stop-start cum funcționează. Nu se aude nimic la oprire. Repornirea destul de rapidă. Și în eco pe GPL
o plecare normală. Am făcut și 0-100 în eco, pentru că la pedala la podea oricum eco se dezactivează. Dar în cazul în care nu apeși pedala de accelerație la podea, ai funcția de eco și de-aia vreau să vă arăt întâi în eco cum mergi pe GPL. Da? Se pot face salturi de trepte fără probleme, deci poți să sari din 2 în 4 sau din 3 în 5 sau în 6 direct fără nicio problemă, în funcție de, bineînțeles, viteza cu care te deplasezi. Deci pentru cineva care vrea neapărat să facă economie la extrem, poate să facă treaba asta și o să vă și arăt. Mașina merge foarte bine și trecută prin toate treptele 1, 2, 3, 4, 5, 6, dar nu e cazul. Adică în momentul în care ai ajuns la o viteză de 80-90, în momentul ăla poți să dai a 6-a din a 4-a fără probleme. De ce să-i mai dai treapta 5-a? Pentru ce? Am dezactivat modul eco și să vedem și o plecare de pe loc fără modul eco, tot pe GPL. Se simte că e mult mai dinamică. Eu încerc să păstrez aceeași apăsare pe pedala de accelerație. Asta e a 5-a acum. Și firesc a 6-a. Foarte ok mașina. Deci nu am ce să comentez. Deci cum se mișcă, mie îmi place. Adică n-am avut o secundă în care să consider că mașina e submotorizată sau ceva, ceea ce e uimitor. Uimitor. Deci motorul e bun. Mă așteptam să simt față. Am zis ok, hai pe Sandero, merge, da, e Sandero, e mai mic, e așa. Bă, dar bă, ăsta n-are, e grea, e mai... Nu simți. Nu simți, deci mașina merge foarte bine. Foarte bine și se vede, dar nu e... N-avem ce să comentăm, adică nu punem cifrele alea acolo, noi le pun eu din pix. Și o plecare de pe loc pe benzină în eco. Nici măcar în eco nu mi se pare că mașina este submotorizată sau ceva, sau că dinamica n-ar fi rezonabilă. După cum se vede. Și îi dau a 6 acum că uitasem, adică exact situația, eram în a 5-a de relaxat încât puteam să merg până la 130 cu ea fără nicio panică. Și o plecare de pe loc în benzină cu modul eco dezactivat. Cu trecere prin toate treptele. 5. Da? O părerea mea, o mașină. De fapt, nu o mașină, e greșit. Două mașini într-una singură. Ai două mașini într-una singură. Foarte interesant. Un mic demo de salturi de trepte. A întâia. A doua, asta e normal să le dai. După care direct poți să plec cu a patra. Asta e a patra, da? Și a șasea. La 75-80, da? Deci, făcând asta în anumite situații, când drumul e liber și așa mai departe, poți să economisești carburant. Deci mașina permite. Sigur, sunt și alte situații, da? Gen, sunt în a treia, să spunem, am accelerat sau accelerez în a treia, da? Și acum pot să dau a cincea direct. O să mă întrebați, bine, de ce nu dai a șasea? Păi nu dau a șasea că poate tronsonul pe care sunt nu permite să mă duc cu 130. Merg cu maxim 80 sau urmează să frânez sau ceva. Încerc să spun că, deci, combinațiile nu le fac eu. Le faceți voi în timp ce conduceți, dar în funcție de situația de moment care este acolo. Dar se pot face. Și acum, dacă ești în a 5-a, sigur, dacă intri pe autostradă, îi dai a 6-a. Dacă mergi constant cu 100 km/h, îi dai a 6-a. Dacă, în schimb,
intri într-o zonă în care frânezi, încetinești, rămâi în zonele astea de 4, 3, 4, 5. Bun, înainte să ducem mașina la Renault, bilanțul, consum mediu pe benzină 6,7 litri, pe o distanță de 585 de km, în timp ce pe GPL am făcut 329 de km și consumul mediu 9,4 litri la 100 de km. În condițiile în care mașina a mers numai cu clima pornită și a avut în permanență un frigider conectat la priza de 12 V. După părerea mea, sunt consumuri absolut normale pentru genul ăsta de mașină și nu sunt deloc departe de ce dă fabricantul. Dacă merită sau dacă nu merită un jogger, e foarte greu de spus. Acum, după părerea mea, în momentul de față nu mai merită nicio mașină. Banii ceruți sunt foarte multe și mașinile s-au scumpit cu 7-10.000 de euro. Am făcut eu socoteala față de un, nu știu, 2017-2018. Toate mașinile, absolut toate, deci de la orice, de la gama mică până la mașinile scumpe, s-au scumpit foarte mult și la ora actuală este foarte greu să, ce să spui, luați, dați 25.000 pe nu știu care mașină, dați 28.000 pe un Suzuki Vitara, nu, e, eu nu pot să spun așa ceva. Fiecare își va cumpăra mașina în funcție de posibilități și, bineînțeles, așa ar trebui să fie, în funcție de nevoile pe care le are. Experiența mea cu acest jogger a fost eminamente pozitivă, cu micile chestii neplăcute pe care le-am avut și le-am prezentat. În rest, însă, mașina foarte competentă și cred că se poate trăi cu ea. Trebuie doar să vă alegeți, să vă gândiți foarte bine dacă este ceea ce vă trebuie. Dacă vă trebuie 7 locuri, luați 7 locuri. Dacă nu vă trebuie 7 locuri, după părerea mea, ca raport câți bani dai și ce primești în schimb, cred că e mai interesantă varianta cu 5 locuri. E mai interesantă și este interesantă inclusiv în această variantă cu 1.0 EcoG. Sigur, o să mai apară o versiune hibrid probabil în următoarele luni. Nu o să fie la prețurile pe care suntem noi obișnuiți pentru Dacia, deci o să ducă și mai departe Dacia în zona de prețuri ridicate. De aceea am și spus la prima prezentare a joggerului serie limitată că sunt nemulțumit cumva de jogger, pentru că prețul a crescut, da? Deci ne-am dus în zone de preț destul de complicate pentru un utilizator, pentru un viitor proprietar de Dacia, fără să vedem și o creștere în calitate. Adică, ok, nu contest, motorizarea e ok, e decentă, autonomie, ai două tipuri de combustibil, deci este în regulă. La fel și la celălalt, la seria limitată, o motorizare puternică, cutie cu 6 trepte, dar nimic deosebit, adică nu este ceva ce n-am mai văzut. Deci Dacia ne-a oferit niște motoare care puteau să fie, aceste motoare Dacia le putea avea de acum 10 ani, fără nicio problemă, nu era nimic. Dacă aveam aceste motoare cu 10 ani, n-ar fi fost nicio mirare pentru mine, tehnologia de acum. Deci nu e ca și cum am văzut ceva inovativ și să zic, da, domne, au venit atâtea sisteme suplimentare de asistență, nu știu ce, și s-a scumpit mașina că e natural. Cum se întâmplă de altfel acum și este o tendință destul de tâmpită, aș putea să-i spun, în condițiile astea de criză evidentă mondială, de război, de pandemie și tot ce a mai fost și ce va mai fi, în continuare organismele care gestionează, să spunem, lumea auto, și nu mă refer aici neapărat la fabricanți, pentru că marea parte a deciziilor pe care le au fabricanții, de fapt, nu vin de la ei. Sunt decizii pe care le au ca urmare a unor impuneri care vin din exterior, de la diverse organisme, că sunt de mediu, că sunt statale,
că sunt, nu știu, etice și așa mai departe, de etică și așa mai departe. Deci, ce observăm? Observăm în ultimul timp o tendință tâmpită, spuneam, de a supraîncărca mașinile cu tehnologii de asistență care nu sunt neapărat necesare sau care nu și-au dovedit, din punct de vedere real și statistic chiar, utilitatea într-o măsură atât de mare încât să justifice costurile deja exorbitante la care s-a ajuns. Se vorbea și acum și se vorbește de introducerea în 2024 pe toate mașinile vândute în Europa a unor, nici n-am înțeles foarte exact despre ce era vorba, a unor sisteme de reducere automată a vitezei, de limitare automată a vitezei. Nu știu dacă era cazul să facem chestia asta acum. Asta e părerea mea. Ei, acesta e doar un exemplu despre cum niște politici, poate insuficient gândite, fac ca prețurile mașinilor să ajungă undeva la un nivel aproape inaccesibil. Sunt oameni și înțeleg, care se uită la o Dacia și zic, dom'le, bun, îmi dă Dacia o motorizare hibrid, îmi dă Dacia, face un jogger cu 7 locuri hibrid, dar dacă o să coste 25.000 de euro, nu se poate să coste 25.000 de euro. E împotriva firii. Acum 3 ani, 25.000 de euro, îți luai un Sportage 1.6 turbo de 177 de cai, full echipat, da? Să mă contrazică cineva dacă nu e așa. Deci sunt niște anomalii care se întâmplă și Dacia, sunt convins că fără voia celor din conducerea Dacia, este atras în acest carusel. Da? S-a cerut sistem de SOS obligatoriu înăuntru, nu știu câtă lume l-a folosit, chiar sunt curios. N-a dat nimeni, n-am văzut în România o statistică, spune, domnule, de la introducerea sistemelor astea automate care apelează SOS și așa mai departe, să vedeți ce eficiență au avut chestia, câte decese au fost evitate prin introducerea acestor sisteme. Care sisteme au un cost? Nu m-ați auzit pe mine comentând negativ că s-a introdus frânarea automată pe mașini. De ce? Pentru că frânarea automată chiar face o chestie, da? Și în caz de ceva diminuează sau reduce sau evită total un accident. Deci toate aceste tehnologii care se bagă cu forța în mașini aduc cu ele un cost. Și acest cost la o mașină de 100.000 de euro nu e o problemă că mai pui 3.000. Da? Cine are 100.000 are și 103.000. Însă la un Logan sau la un Sandero, când mai pui 3.000 în plus, mașina s-a dus a ieșit deja din zona de confort a unui potențial cumpărător. Și mi-e teamă că asta se întâmplă cumva și la jogger fără vină. Nu-i găsesc vină mașinii. Mașina este rezonabilă, putea să fie mai mult, așa cum îmi doream eu și după așteptările mele. Nu este, din păcate. Adică rămâne în continuare o mașină care maschează într-un mod absolut, nu știu cum să spun, absolut incredibil, tehnologii relativ vechi, da? Deci ce vorbim aici? Avem motor, cutie și jucăriile care sunt pe aici sunt relativ vechi, într-o mașină nouă cu niște artificii foarte moderne, cum ar fi Android Auto, wireless, nu știu, nu mai vin acum să zic, această posibilitate de a avea GPL de fabrică. Deci astea sunt lucruri, hai să nu zic neapărat relativ noi, dar nu sunt nici neapărat comune. Da? Sunt foarte puțini, dacă ne uităm, numărăm pe degete la o mână, sunt foarte puțini producătorii care oferă genul acesta de combinație, motor, benzină și cu posibilitate de a funcționa pe GPL din fabrică. Deci, este o, din punctul meu de vedere, Jogger este o mașină care ar fi putut să fie mai mult. Asta este marea mea problemă cu Jogger. Nu mă deranjează mașina ca ce este în sine, o mașină care merge, m-am simțit foarte bine cu ea, o recomand. Deci dacă cuiva îi place Jogger, să nu țineți cont de nu știu, aspirațiile mele, ce aș fi vrut eu să fie Jogger.
Dar vreau să spun că Jogger ar fi putut să fie mai mult la ora asta. Și asta este principalul meu regret în ceea ce privește mașina și l-am exprimat și la seria limitată extrem. Mergeți în showroom-uri, urcați-vă în ea, faceți un test scurt cât se poate, gândiți-vă bine, este mult mai important timpul pe care petreceți înainte să dați banii, gândindu-vă la ce necesități aveți de la mașină și cum vi le îndeplinește mașina. Deci puneți pe hârtie ce fac cu ea, cât merg în oraș, cât merită să iau 1.0 EcoG, vreau să iau neapărat 1.0 de 110 cai. Cred că prin filmele pe care le-am făcut acum, cine vrea să facă o comparație între cele două modele, o poate face foarte ușor. Succes!